Dezastru la spitalul de urgență din Spitalul din Craiova. Doi oameni au murit în curtea unității medicale în ambulanțe. Pacienții veniseră în stop cardiorespirator. Medicii au încercat să-i resusciteze în salvări, dar a fost în zadar. Colega mea, Loredana Chimoiu, vine cu toate informațiile legate de acest subiect. Loredana, ce s-a întâmplat mai exact acolo? Da, într-adevăr, în ultimele 24 de ore la Craiova s-au înregistrat din nou foarte multe cazuri de deces. 9 oameni au murit, 2 dintre ei, așa cum spuneai și tu, au decedat în fața spitalului, în ambulanță, au venit în stare critică, ambii erau infectați, era un stop cardiorespirator, s-a încercat resuscitarea în salvare, dar din păcate ambii pacienți au pierdut lupta cu viața. Alți 3 pacienți au decedat noaptea trecută în izolatorul spitalului și alți 3 în ATI și unul în secția COVID, acolo unde noi știam că se duc cazurile ușoare. Deci în total vorbim despre 9 decese. Trebuie să vă mai spun că la Craiova avem peste 100 de oameni internați. Capacitatea de la ATI, de la noi, este de 30 de paturi, dar noi avem în acest moment 31 de pacienți și asta pentru că unul dintre ei a ajuns înjunghiat la spital, are COVID, este în stare critică și a fost pur și simplu dus în ATI pe o targă. În izolatorul spitalului sunt 40 de pacienți, foarte mulți dintre ei, marea majoritate de altfel, se află pe lista de așteptare în ATI. Spitalul de urgență din Craiova, trebuie să vă mai spun că nu a avut în acest weekend absolut deloc remdesivir. Pacienții nu au putut fi tratați cu acest medicament atât de important în tratamentul COVID. Medicii speră ca măcar în cursul zilei de astăzi să primească remdesivir. Loredana, mai am o întrebare legat de acest caz extrem de grav. Vorbim despre 2 pacienți, așadar, care și-au pierdut viața în ambulanțe, în curtea unității medicale. Ne spuneai că au ajuns acolo în stop cardiorespirator, că erau infectați cu coronavirus. Iar întrebarea mea e în felul următor. Dacă ar fi avut nevoie să fie transferați de urgență pe secția de terapie intensivă, ar fi avut unde în condițiile acestea? Fără îndoială, singura soluție pe care medicii ar fi putut să o găsească ar fi fost să-i așeze pe câte o targă și să îi ducă în secția ATI și să încerce așa să-i ajute. Așa cum vă spuneam, secția ATI de la Craiova are 30 de locuri, toate sunt ocupate, avem deja 31 de pacienți acolo și dacă acești 2 oameni trăiau, am fi avut 33 de pacienți internați în aceste secții ATI. Și din păcate, așa cum spuneai și tu, se pot întâmpla și alte accidente, de exemplu, persoane rănite grav să aibă nevoie de terapie intensivă și să fie aduse de pe un minut pe altul acolo la spital. O să urmărim ce se întâmplă, Loredana. Îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile.